Săptămâna trecută, în satul Codrean, Caraiunul Strășeni, a fost găsit un bărbat în vârstă de 61 de ani, care a locuit timp de 20 de ani în această clădire părăsită. El este Ion Mireuță. Bătrânul se află pe teritoriul satului Codreanca de ani buni, iar una dintre problemele cu care se confruntă este lipsa unui loc de trai, unicul său adăpost fiind fosta clădire a spitalului din sat. Bărbatul a fost găsit zilele trecute de niște copii unde a fost adăpostit și hrănit. Omul nu are acte, nimeni nu cunoaște de unde este. Dar cum ați ajuns și ați locuit acolo, în clădirea aceea? Acolo? M-am dus și plănic, nu aveam unde să dorm, s-am dormit în parția ce am dormit. Și că ne-am venit pe mine și m-am văzut de acolo, m-am dus aici. Dar cine v-a găsit? Și mi-am văzut de noastră. Dar ați încercat să apelați la rude, cine aveți dumneavoastră din rude? Da, am și surori, am și nepoți. Dar primarul ce v-a spus când ați plecat? Primarul? Da. Primarul a zis că nu e cu ce să-l plecăm, nu se mesele care trebuie, care să facă documentele. Și pe urmă, doamnă, să facă documentele acolo de viața de noastră și să facă pașaportul, așa de. Să facă și mari. Bătrânul are o viață grea, înfruntă greutățile singur, nici nu mai ține minte când ultima dată a mâncat un prânz cald. Lucra cu ziua la oamenii din sat, unde își dobândea câte o felie de pâine. Mai mulți tineri nu au rămas indiferenți la durerea acestui bătrân și au venit cu mai multe donații. Este așa mai la modă, da? Cazul dat, prima dată a fost aflat de la un coleg de meu, dat paznicul din ogradă, mi-a relatat istoria Anii, mi-a spus cât de grea este situația la dânsa. S-a spus că situația este atât de grea că nici lemne de foc nu are. Atunci am hotărât să mă implic, am cumpărat niște lemne, am venit la fața locului, am mai adus niște produse alimentare. Ana, fiind un om cu sufletul mare, în continuare a hotărât ca din cadou care l-a primit să se împartă și cu domnul Ion, care de semnea are viață destul de grea, după cum vedem. Niște copii din sat mi-au spus că el era în clădire și mi-a spus că stai de mult timp și eu am plecat și am văzut în ce stare stă el. Și am decis că nu trebuie de lăsat un om pe drum, pentru că e suflet ca toți oameni. Autoritățile locale spun că nu au știut că bătrânul locuiește în acea construcție plină de mizerie, iar deodată ce au auzit despre acest caz, s-au implicat. Sincer să vă spun, am încercat în repetate rânduri să-l telefonez, nu mi-au răspuns la apel. De asemenea și colegii mei voluntari au încercat acest lucru. Cum primarul a fost întrebat despre cazul dat, a pus receptorul, fără a da careva explicație. Probabil dumnealui este prea ocupat ca să reacționeze sau să dea răspuns la întrebările noastre. Adică ce aveți? Soluțiile, am vorbit cu șefa direcției asistență socială, adică s-au dus la plasament, trebuie o acție. Eu astăzi chiar am comandat certificatul de naștere, trebuie să-l iau data 25, după care să facem buletin. Am întrebat nici de unde s-au pune la evidență, când îi faci biletin, te s-au pune la evidență. Cred că mi-e leu la mine la evidență. Eu, fără viză de domiciliu, nu trebuie să facem biletin. Iar eu chestia, adică n-am aflat de cauze, dar nu-mi ocupăm. Persoanele care doresc să-l ajute pe domnul Ion cu produse alimentare, hrană, lemne, pot suna la numerele de telefon afișate pe ecran.